Nicolae Stan, primarul Comunei Colonești, fost deputat de Olt, a depus în luna august la Ministerul Dezvoltării 5 proiecte pentru a primi finanțare. După aproape 2 luni, pentru că nu a primit niciun răspuns, a mers să vadă ce s-a întâmplat. Prima surpriză a avut-o atunci când s-a interesat de cele 2 proiecte ce vizau reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ. Nu le-au pierdut, le-au aruncat. Nu numai de la noi, din toată țara. Le iau pe sprânceană. Ăsta îl aprobăm, ăsta nu îl aprobăm. Așa s-a întâmplat cu noi. Cele 2 dosare care, când am făcut scandal la minister, sper ca în 2 zile, 3 să ne dea ordinul ministrului că ne-a aprobat. Deci, grădinița e reparație de vreo 3 miliarde 700, iar școala Colonește de 14 miliarde proiectul. Cele 2 proiecte ce vizau reabilitarea ulițelor comunale, dar și a unui drum local, deși au fost depuse personal la registratura ministerului, nu apar în evidențele instituției. Luați la rost de edil și de unul dintre directorii din minister, angajații instituției au ridicat din numeri. M-am dus direct la doamna director general Țenea, la cabinetul dânsei, să depun adresa, să-mi dea număr de registrare. Știți că n-au vrut? N-au vrut, m-au trebuit tot la registratura generală jos, dar ce am făcut? Am făcut și eu în 3 exemplare și am păcălit. Unul l-am lăsat la legislatură, al doilea l-am luat și pe al treilea l-am dus la fete, la cabinetul doamnei Țenea. Și când au văzut, au rămas blocate. Zic, acum, vedeți, am înregistrat. Scrieți-mi și dumneavoastră mie, dacă nu vreți să-mi dați un număr la cabinetul doamna, semnați-vă care primiți... Da. Edilul Comunei Colonești este decis să nu lase lucrurile așa. Dacă în câteva zile nu va primi un răspuns cu privire la proiectele depuse, este hotărât să apeleze la ajutorul mass media. În plus, Nicolae Stan este decis să intre în greva foamei până când își va recupera documentațiile depuse pe care a cheltuit sume importante din buget.